Bine v-am găsit! Prințul Albert al II-lea de Monaco, aflat la Chișinău la invitația premierului Pavel Filip, a efectuat o vizită la baza Zimbru din capitală. Elevii clubului din strada Butucului s-au declarat cei mai încântați de prezența înaltului oficial la stadion. Prințul Principatului Monaco, dar și premierul Pavel Filip au fost întâmpinați de conducerea echipei Zimbru în frunte cu președintele Nicolae Ciornei. La eveniment a fost prezentă și conducerea Federației de Fotbal. Întreaga delegație oficială a făcut un scurt tur al bazei galben-verzilor, iar ulterior Albert al II-lea a discutat cu Nicolae Milinceanu, singurul fotbalist moldovean care a jucat la titrata echipă franceză AS Monaco. Delegația monegască a fost întâmpinată și de elevii clubului de fotbal chișinăuian. Bravo! Președintele Nicolae Ciornei a propus înaltului oficial ca Zimbru să dispute în acest an un amical cu AS Monaco, la sărbătoarea celor 70 de ani de la fondarea multiplei campioane a Moldovei. Să sperăm că va fi acceptat. Pentru noi este o onoare să avem această echipă în platoul stadionului Zimbru. Să dea Dumnezeu că câțiva de copii din care au fost astăzi la această întâlnire să fie pe teren peste 15-20 de ani, când echipa Moldovei se va întâlne cu Franța. Cei mai emoționați de vizita prințului Albert al II-lea au fost elevii echipei chișinăuiene. Aceștia au declarat că nu ar fi împotrivă ca pe viitor să ajungă să evolueze la AS Monaco, deși susțin și alte cluburi de top din Europa. De ce nu să ajung la AS Monaco, dar echipa mea preferată este Bayern München. Îmi place foarte mult la AS Monaco ca atacant Kylian Mbappé. Și aș vrea mult să ajung ca el. Aș dori să ajung în primul rând la Chelsea, deoarece este echipa mea preferată din copilărie, dar și la AS Monaco, este a doua echipa mea preferată. Trebuie foarte multă muncă, trebuie să ai dorință și la orice antrenament trebuie să muncești cât mai mult pentru a ajunge la, nu doar la Monaco, la orice club mare. Prințul Albert al II-lea, dar și premierul Pavel Filip au primit tricouri din partea clubului Zimbru, dar și din partea Federației Moldovenești de Fotbal. La rândul său, delegația monegască a oferit clubului chișinăuian un tricou oficial al echipei AS Monaco cu autografele fotbaliștilor echipei franceze.